Sau și bine am găsit la un nou episod din The Sims 4. Hai să continuăm. Ia uite pe Julissa ce face aici, să joacă. Bă, ce faci, mă? Ia uite ce a făcut. Explodează mâncarea pe aici. Bun, Mac Junior s-a întors acasă. Cam dezamăgit, nu a găsit pe nimeni, dar putem să-l mai trimitem în oraș sau prin parc. O chestie foarte ciudată pe care nu o înțeleg. Dacă merg aici, de exemplu, și dau invite-ul curent luat, majoritatea persoanelor care s-au cunoscut ei sunt, au îmbătrânit dintr-o dată. Singura chestie e că, uite, de exemplu, Max n-a îmbătrânit, Julissa n-a îmbătrânit. Dacă mă duc aici la Simology, ei mai au they still age up 36, ceilalți au îmbătrânit deja. Și chiar nu-mi dau seama care e faza, dar... Ok, hai să-l punem pe Max Junior un pic să facă workout. Să facă și niște mușchi. Ah, uite că îi crește și lui, aproape și-a făcut levelul. Bun, level 2 fitness. Și cine mai trebuia să ducă la sală? Andreea asta. Bun, Andreea asta. Andreea cealaltă e active. Pe Andreea asta n-am făcut-o active și de asta trebuie să o trimitem noi. Că ea uită să se ducă. De aici se legea 14 și devine adult. Interesant. Cine are chestia cu să picteze? Mike Starter, Andreea asta e cu pictatul. Și face aia în 3 zile munca, deci avem timp să o trimitem să picteze chestii. Deci dăm aici Classic Painting și dăm Large Classic Painting. Între timp, Max Junior, tu ce faci? Faci sală. Max, tu nu faci nimic, momentan. Începem 5 ore. Ai energia, ai toate la maxim. Du-te aici și dă-i un Salt Collector. Dacă prind o pictură de asta foarte scumpă și reușim să o vindem, gândiți-vă puțin câți bani putem să facem. Până și 100 de mii. E ceva. 137. Nu e mare chestie. Hai să-l punem și pe Max să picteze. Îi mărim și lui skill-ul. Toată lumea. Tu începi în 3 zile. De ce să nu te punem și pe tine aici? Classic painting, large classic painting. Toată lumea să picteze. Până când reușim să găsim ceva interesant. Și toată lumea pictează. Nu mai ține mai de vorbă că trebuie să facă tabloul ăla. Andreea a terminat? Cred că a terminat. Da, așa, nu pleca încă. Du-te și dă-i Salt Collector. Ce a desenat Max? Interesant. 201, ia uite, deja am făcut 100 de bănuți din asta. Păi merită, sincer. Chiar merită. Nu din toate faci o grămadă de bani, dar se mai prinde câte una și... Uite, classic painting, large classic painting. Și să punem și pe Andreea să facă. Cheltui 100 de bănuți și poți să faci 200. Deci faci profitul de 100. În ce? În câteva secunde. Ai putea să faci bani din asta la greu, cred. Bun, asta încă ne face survival în pădure, încă ne face bănuți. El începe în 2 zile, nu? Sau stai? Time for work, shit. Acum am văzut, trebuie să duc la muncă exact acum. Așa că fugi la muncă. Trebuie să te asiguri că nu sunt probleme de genul ăsta și... nu îl ții ocupat în timpul ce el trebuia să fie la muncă. Că dacă pierzi o zi, să zicem, de muncă, nu e o problemă. Dacă pierzi 2, deja poți să zici că îți scade work performance-ul și începi să câștigi mai puțin bani. Salt Collector, hai să vedem câți bani facem. Asta, Julissa a copiat exact ce a făcut Max. Imperfect work, nu îi place cum a ieșit. Small classic painting, hai să facem tot large. Și ce face Andrei? Ce, uite, a făcut ce e asta? Un iepuraș sau ce e? Sau un șoricel? Iată, stă de vorbă, nu, e, pare a fi iepuraș. Sunt curios câți bani pot să scot de pe chestia asta.
Nu scrap. La asta cred că o să trebuia să dau scrap, dar îl așteptăm pe Max să vină. Așa, și acum Salt Collector, uite, e inspired. 206. Foarte tare. Abstract painting. Holy shit. Uite, am început să am mai multe opțiuni cu cât îi crește levelul la painting. Ea pornește mâncă în 2 zile, deci suficient timp să facă tot ce vrea. Julissa is uncomfortable. De ce? Oh, nu mai are energie aproape deloc. Păi da, dar nu mai vorbi. Fă tabloul ăla rapid. Da, nu mai poate. Nu mai poate, nu mai are energie deloc. Mac Junior, tu ce faci? S-a stricat asta. Mac Junior, du-te și fă un baie. Nu sta așa. Repede, repede, uite că e cu roșu. Așa. Mac Junior începe munca în curând. Max tot face câte 1000 de bănuți pe zi. 1100 chiar. Mult mai bine decât mă așteptam inițial. Bladder, du-te și tu la baie. Și pe asta du-te și fă ceva de mâncare. Cook și dă-i un mac and cheese. 4 bucăți, ăsta îl luăm de aici și îl punem în coșul de gunoi. Numai că nu mă lasă. Sau l-a luat? Cred că l-a luat. E mult mai ușor pentru mine să le pun direct în coșul de gunoi decât să-i aștept pe ei să facă chestia asta. Faza e că toți cu care ne cunoșteam noi înainte, nu mai... toți au îmbătrânit. Deci trebuie să ne facem cunoștințe noi. Și nu, v-am zis, nu înțeleg de ce ei au îmbătrânit, dar familia noastră nu. E ce voce are ăla? Ok, să vedem ce face familia noastră. Andreea e la sală, bineînțeles. Îmi place că cei care au trăit-ul de active știu deja să ducă la sală și știu ce au de făcut. Andreea is off to work. Ok. Tough guy, mănâncă rapid că nu mai ai timp. Gata, ți ajunge. Du-te la muncă repede. Fugi, ai fugit? Bun. Cine mai a rămas acasă? Max a terminat munca și începem 2 zile. Dar el nu prea lucrează așa mult, ați văzut? El lucrează puțin, dar e fain așa. Clean with vigor. Dacă tot te energize, du-te și dă un clean with vigor. Shut it down. Și probabil în legătură cu chestia de Halloween, știți că v-am zis că vreau să fac un episod special. Episodul special probabil va fi undeva pe 30, cred. Pe 30. Nu știu exact în ce zi pică 30. Știu că Halloween e pe 31, dar probabil vom avea pe 30 episodul special de Halloween. Și v-am zis, voi lua o casă de aia mare, vom face o petrecere mare acolo și vom lua o grămadă de persoane cu costume. Le luăm și lor niște haine de-astea faine de Halloween. Jocul s-a updatat azi dimineață, dar nu știu exact ce au băgat în el. Bănuiesc că ceva nou de Halloween, dar n-am observat încă vreo noutate. Ia să mă uit totuși așa... Hai să uităm în gallery dacă a apărut ceva nou. Community. Cam tot astea. Uite, asta l-am luat deja. Totuși, Princess Leia. Astea dacă le avem. Mă gândeam că aș putea să le iau hainele și să îmbrăcăm pe ăștia de la noi, așa. Așa, au mai băgat comentarii, am mai dat favorite. Ce să mai vedem noi aici? Max's favorite a lot. Nu știu ce tare și asta.
chiar faină. Mă mai uit și eu pe la case pe astea. Mă gândesc, poate reușim să schimbăm casa asta. Deși e faină, e foarte mare, v-am zis. Aș vrea să o modific și să ne mutăm într-o casă mai micuță. Lovely live, living dining room. Uite ce tare e. Chiar e fain. Ok. Și astea sunt ale mele. Notificările. Sims newsletter. Dar văd că n-am mai adăugat nimic. Sau cel puțin nu apare să fi adăugat ceva. Funfair. Opa, stai așa. Funfair. Este un fel de parculez ăsta de distracții. Ia hai să-l luăm. Parculez de distracții. Hai să-l punem la noi în lume. Chiar vreau să-l văd. Exit to manage worlds. Save and manage worlds. Și îl vom plasa probabil în locul unei alte structuri pe care le-am pus deja. Nu știu, o să vedem unde exact. Cred că în zona aia cu verdeață, că e cam ciudat să ai verdeață în deșert, ai că să fie o zonă verde numai în mijlocul deșertului. Și că mai bine aici, în locul parcului ăsta. Open the gallery. Households, nu... Unde sunt my library și avem aici funfair. Place in world și cred că asta e singura locație unde aș putea să placez dita mai parcul. Sau aici, în locul cabanei. Hai să-l plasăm aici, furnished. Și înlocuim parcul la default. Sunt tare curios cum arată. Este un fel de parculeze distracții, numai că nu... Nu avem roller coaster și tot felul de chestii, dar am văzut că era ceva, parcă... ia uite ce tare e. Să pun pereții să vedem cum arată. Bă, e chiar foarte fain. Pe bune dacă nu. Chiar tare. Da, și asta... Vedeți ce au făcut ei aici? Acum înțeleg, au făcut ca un... de la cu căluți... Mă, că trebuie să-i măresc eu. Ah, uite ce tare. Deci cât de tare e chestia asta. Numai că trebuie să-i măresc eu pe toți. Hai să-i facem. Deci cât de fain. Cine s-a gândit la chestia asta? Chiar a avut o idee bună. Faza e că ar trebui să... Trebuie să-i măresc pe toți. Și nu prea știu exact cât. Uite, vezi că ăsta l-am făcut un pic mai mare. Trebuie să iei din ochi așa. Pe unele poți să le mărești în timp ce te uiți la ele. Unele nu merg. Și încă doi căluți aici. Și unul aici. Hai să vedem cam cum arată așa cu ăștia. Da, vedeți? E interesantă ideea, o să continuăm și pe ceilalți. Ei asta au vrut să fac aici, parcul de distracții. Și intri pe aici așa, fain. Aici sunt mașinuțe. Da, da, exact. Uite cât de faină e ideea. Ia. Știți voi mașinuțele astea? Care vă tamponați unul în altul. Cred că mai degrabă fac eu altceva. Le șterg pe astea de aici. Așa. Și luăm pe ăsta. A, dar vedeți, nu mă las. Da, am înțeles acum. Degeaba îl iau așa, că nu mă las să-l modific decât... nu-i rămâne dimensiunea originală. Așa. Pe ăsta îl mai mărim și pe el. Asta nu vrea să se măresc? De ce? Ciudat. Să lăsăm trei mașinuțe acolo. Să le aranjez eu altfel.
Pe ăsta îl pun aici. Ăsta aici. Și ce mai avem? Ce-o fi asta? Un fel de bar ceva. Sau niște locuri în care ai putea să câștigi chestii. Și asta e un fel de... Știți voi chestia aia din părculețul de distracție în care te pui pe ea și te pur și simplu te aruncă în sus? Sau nu, te urcă în sus și pe aia te coboară rapid. Dar vezi câtă imaginație are tipul ăsta care a făcut asta, a pus fotolii aici. Na, nu există lucrurile astea normal. Bun, eu mă bucur că am plasat parcul ăsta de distracții. Poate să mergem în el la un moment dat. Sau de ce nu? Poate facem o petrecere de Halloween în parc. Și asta e o idee. Sau într-o cabană. Sau vedem noi oricum. Hai să ne întoarcem la familia noastră. Dar oricum, lăsați-mi în comentarii ce părere aveți să fac episodul special de Halloween. Probabil va fi pe data de 30. Nu știu exact, vom decide noi, dar... Și în principiu, hai că episod special, la ce mă refer? Probabil va fi un pic mai lung, vreo 40 de minute și vom avea... Tot ce va fi în episodul respectiv, vom avea o petrecere de Halloween și vom invita tu cartierul. La asta mă refer. Ok, Max a rămas singur aici acasă. Andreea se joacă ceva. Acum caută pe Google. Iar Julissa doarme. Julissa, tu mai ai nevoie de energie la greu și începem două zile. Totuși, Andreea, ai energie destulă, ai fun destul. Ia du-te tu aici și dă-i un sell to collector. Max, tu ai fun-ul destul de low. Dacă pictezi, nu-ți mărești fanul, ar trebui în principiu. Resume large classic painting. Andreea, du-te și vinde ăla. Hai să vedem câți bani faci pe el. 207. Ok. Playful painting. Hai să vedem cum e asta. Ok, Max s-a apucat și el pictat. Andrea has just wandered over the crowd. Challenge him or ignore him. Cineva își bate joc de Andreea pe scenă sau ceva și zice să-l ignor sau să-l iau în seamă. Hai să-l luăm în seamă. Who's laughing now, clown face? Ok, asta înseamnă că a fost bine. Performance gain small. Dar playful painting e mai mică. Știu că are vreo legătură și dacă o să-mi iau mai puțin bani că e mai mică pictura. N-ar trebui. Salt collector. 126. Maxim poate să facă decât classic painting. Era aici cine făcea painting-ul ăsta? Julissa, tu ai energie, du-te și dă-i un... Julissa era aici. Bun. Perfect, poate să-și dea resume. Reached la painting level 5, Andreea. Ce te-a semnat Andreea aici? What? Ce e asta, Andreea? Glumești? Glumești. Sell to collect. Nu-mi zic că ăsta costă mai mulți bani decât ce am vândut eu până acum, că... Pe bune? What? Ceva de genul ăsta cred că desenam eu. Da. A vândut chestia aia pentru 215 bănuți. Și unele foarte faine se vând pentru 125. Bun. Realism painting. Ok. Hai să vedem. Le mărim și levelul cu ocazia asta. Își fac și social-ul. Totuși, Andreea, ia du-te tu și dă-i un enable la ora aici. Nu, e de fapt activată. Trebuie să dai practice. Să le cânți ceva în timp ce pictează, poate le vine inspirația. Da, e superb. Max Junior face puțin bani. Asta e o problemă. Shit, energiul la tine e foarte low, du-te și dormi. Trebuie să punem niște paturi și sus. Dar momentan lăsăm așa.
Și să vină tu. Bă, cum ați făcut, mă, voi aceeași chestie? V-ați uitat unul la altul și v-ați inspirat, așa? Saltul Collector și Saltul Collector. Hai să vedem că au prețuri diferite, deși e același tablou, clar. 174 și 129. E același tablou, adică... Classic Painting, ok. Andreea se chinuie acolo, nu știu ce vrea să facă. Roxana a adus și ea 150 bănuți. Hmm. Se fac destul de repede bănuții. Sus aici mai avem loc... Mai avem un loc, parcă, a? Camera asta n-am pus nimic în ea. Aș putea să pun un pat aici. Hmm. Să fie și workshop, dar să fie și o zonă unde poți să dormi. Așa. Bine, să fie un pic de spațiu ca să poată să intre o persoană că vrea. Totuși... Try for baby wet? Ah, poți să mai dai try for baby din nou. Ce s-a mai stricat acum? Uite, ăsta și ăsta e stricat, doamne. Replace. Cine are energia full și n-are nevoie de... Uite, ăsta Max Junior se duce 16 ore. Are energie destul de full, dar e tense. Hai să-l trimitem în parcul de distracții. Travel with. Nu neapărat travel with. Hai să meargă singur, travel. Să mergem să vedem dacă găsim și lui o prietenă aici. La barul ăla unde a fost data... Nu în parcul ăsta, vreau să mă duc în celălalt. Data trecută când am trimis în bar, n-a găsit pe nimeni, nu știu. Ori era prea târziu, ori cine știe. Dar nu era nimeni acolo. Poate vom avea noroc în parc. Eu știu. În parc de obicei mai vine lume. Și hai să rămânem în parcul ăsta momentan. Cu ocazia asta poate să-și facă și mischief skill-ul dacă vrea. Da, asta e faza aiurea. E noapte și nu prea e lume. E un tip care joacă șah singur. Cu o persoană care doarme. Și avem cu roșu, de ce? Ne-am certat cu persoana respectivă? Cred că da. Parcul ăsta e mare, mai e o zonă și aici, dar nu văd niciun om acolo. Probabil trebuie să vii în timpul zilei, să găsești lume. Iar acum e chiar 2 dimineața, e clar că nu o să găsești pe nimeni. Dar așteptăm să se facă zi și vedem. Mai e câte unul așa ocazional pe aici, văd. Măcar mai cunoaște persoane noi, pentru că v-am zis, majoritatea persoanelor au îmbătrânit și asta e o problemă. E foame, așa că dă-i un grill și dă-i un hamburger. 40 de bănuți un hamburger? Așa scump. A, face mai mult deodată. Faze că el nu prea are level la cooking, nu știu cum au ieșit hamburgerii ăștia. Da, hai să încercăm. Îmi place că ia hamburgerul și mai rămâne și acolo, adică e hamburger infinit. Bun. S-a întunecat așa dintr-o dată, what? Dă-i un use. După ce termin de mâncat. Bun, să sperăm că o să vină lume în parc. A, uite, deja a început lumea să vină. Stai nervos. What? Ce murdar ăsta, vedeți? Cred că e pictor sau ceva. Da, nu înțeleg cum poți să joci șah singur. Adică unde e logica? E că să te antrenezi, dar... exercise. Stretch. Hai să vedem cum facem stretch. Vedem vreo tipă ceva, dar... nu prea pare să fie. Ăștia doi dorm pe bancă și au aceeași îmbrăcăminte. Fix aceeași îmbrăcăminte.
Da, nu pare să fie prea multă acțiune aici. Play game, nu te juca, du-te acasă. Oricum ai nevoie de energie, dar hai poate acasă găsim pe cineva. Oricum o să continui să măresc levelul la painting. Mi-ați spus voi că e important și că poți să faci o grămadă de bani din chestia asta, așa că și în episodele următoare vom băga tare pe painting. Și, ceva ce vreau eu să încerc cu Max, el poate să facă hacking la supercomputers. Hai să încercăm și asta. Bun, unde-i Max? Max e aici și să-i dăm, ai deja la calculator, more choices, program, hack și dăm supercomputer. Sunt tare curios, adică e ceva diferit? Și dacă e supercomputer, mă gândesc că poți să faci o grămadă de bani în chestia asta. Lasă joc și vorbitul și fă hacking-ul. Uite, merge repede. Aici și eu găsit să vorbească. Hai să vedem câți bani ne luăm pe chestia asta. El tot vrea să vorbească, dar îi dau eu X ca să nu poată să termine mai repede. A, pe bune. Repair. S-a stricat exact când you tried to hack the supercomputer, but it hacked you instead. Deci am vrut să facem hack la supercomputer, dar ne-a făcut el hack nouă. Uite, la chestia asta nu mă așteptam. Și acum sper să mai reușim să rezolvăm chestia asta. Ok, deci supercomputerul tocmai ne-a atacat. Vom vedea ce se întâmplă în episodul următor. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și un comentariu. Și ne auzim data viitoare. Pa, pa!